povestiri biblice din Noul Testament. Comori în ceruri. Iartă-mă, dragă, am întârziat. Gândește-te doar, acum câțiva ani nu eram nimic, eram un nimeni. Și acum, vameșul șef din Ierihon. Da, te-ai schimbat. Cum adică schimbat? Sunt același, numai că acum avem bani. Tată, vine Iisus! Este la marginea orașului. Cine? Iisus, învățătorul! O, tată, du-mă să-l văd! Toți copiii merg! Oh, du-te, Zacheu! Nu trebuie să mergi la muncă! Ai înnebunit? Pot câștiga o avere astăzi! Avem nevoie de mai mulți bani, Zacheu? Oh, nu e amuzant? Cu puțin timp în urmă nu aveam suficienți bani, iar acum avem prea mulți. Oh, te rog, tată, toată lumea merge. În niciun caz. Nu renunț la mai mult aur doar pentru că fiul meu vrea să asculte un învățător. Cel puțin Iisus e cinstit. Ce vrei să spui cu cinstit? Sunt la fel de cinstit ca oricare om. Un singur lucru cer, puțin respect. Domnule, știți cumva dacă ăsta e drumul spre Perea? Nu, ăsta este drumul spre Ierihon. Acesta este drumul spre Perea. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Scuzați-mă, dar drumul spre Perea este cam lung pentru un om de vârsta dumneavoastră. Mă duc să-l găsesc pe Iisus. Iisus? O, da, învățătorul pribeag. Este mai mult decât atât. A înviat un om din morți. Chiar așa? Puteți să râdeți, domnule. Iisus este Mesia. Stai! Mâncare pentru călătoria ta. Cine-i? Pune-l înapoi, Zacheu. Te rog. Este tot ce am. Ce păcat, Bartimeu. Ești dator cu taxele de două ori pe atât. Binișor, nu? Ce? N-are importanță. Asigură-te că vei plăti restul mâine. Sau vei petrece ceva timp în închisoare. Nu mi-e frică de închisoare. Vei sta la închisoare? Fără mâncare sau apă? Oh, Zacheu, obișnuiai să vorbești cu blândețe și să pui un ban în cana mea din când în când. Dar acum iei și puținii bani pe care i-am și nu-mi dai decât amenințări mânioase. Nu da vina pe mine,
Nu sunt eu cel care încalcă legea, Bartimeu. Nu. Asta am auzit. Ia uite cine s-a întors. Cine? Un om pe care l-aștept de mult timp. Prietene, prietene, te-ai întors? Doar cât să descarc, Zacheu. Nu am timp de vorbit. Du asta acasă și pune-o bine undeva. Mă întorc curând. Da, domnule. Ce viață trebuie să duci? Tot timpul pe drumuri? Locuri noi de văzut? Oameni noi de cunoscut? Ei, încotro mergi de data asta? Este un învățător care predică în zona asta. Un învățător? Sună interesant. Care e numele? Isus. Isus? Oh, Isus. Isus? Te pot ajuta, Zacheu? Încercam să-mi dau seama cam cât datorezi romanilor la taxe. Ia-ți mâinile de pe aia, Zacheu. Ai grijă. Ai grijă acum. Nu mi-ar plăcea ca romanii să creadă că refuzi să plătești partea cuvenită împăratului. Ai înțeles? Ești o rușine. Ești o rușine pentru poporul nostru. Cine era acel om? Despre cine vorbea? Vezi-ți de treburile tale, Bartimeu. A spus cumva Iisus? În ce parte s-a dus? Nu-i treaba ta unde merg alții. Tu vei merge la închisoare, prietene. Dar eu am auzit de omul despre care a zis. Tu plătește-ți taxele, Bartimeu. Iisus va veni. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică. Iisuse, binecuvântează copiii noștri. O, atinge-te de copiii noștri, stăpâne. Doamnelor, mame bune, acum Iisus dă învățătură. Noi dorim ca El să ne binecuvânteze copiii. Vă rog, nu e timp acum. În curând trebuie să plecăm. Doar o clipă. Nu acum. Dar am bătut atâta drum ca să-L vedem. Îmi pare rău. Așteptați. Lăsați copilașii să vină la mine. Și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Îmi cer iertare, bunule învățător. Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Știi poruncile? Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Toate aceste porunci, învățătorule, le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Îți mai lipsește un singur lucru. Vinde tot ce ai și împarte la săraci. Și atunci vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino și urmează-mă. Cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu.
Ar trebui să plecăm, învățătorule. Mai avem o zi de mers până la Ierihon. Nu pot spune că nu te-am avertizat. Te rog, Zacheu, voi sta toată viața în închisoare. Nu mai lasă-mă să fiu aici când va trece Iisus. Iisus? Acel învățător trece pe aici? Străzile vuiesc despre asta, domnule. Va trece prin Ierihon în drumul său spre Ierusalim. Dacă aș putea să-i vorbesc în timp ce trece pe aici, aș fi vindecat. Știu asta. Dintre toți proștii, aduceți-l la închisoare. Nu, nu, Zacheu. E adevărat. Acest Iisus a înviat un om din morți. A vindecat ologi și a scos demoni. Poate schimba vieți, Zacheu. Afară! Dar e mai mult de atât. Ascultă-mă, te rog. Nu vezi? Eu sunt lumina lumii. Veniți la mine și vă voi da odihnă. Iubiți-vă unii pe alții. Cine altul poate spune astfel de lucruri? Zacheu, Iisus este Mesia. A, te implor, îți dau restul vieții mele. Nu mai lasă-mă să fiu acolo când va trece. Te rog, Zacheu! Te rog! O, mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule! Mă scuzați! Mă scuzați! Sunt așa emoționat! A trecut deja! Cine? Iisus! Nu ai auzit? Iisus trece prin Ierihon astăzi, iar eu voi fi acolo când va trece. Ce se întâmplă? Ce face? Șt! Vine pe aici! Vrei să faci liniște? Te rog, cheamă-l să vină la mine! Roagă-l să vină pe aici! Iisus! Fiul lui David! Ai milă! Ai milă de mine, Iisus! Vrei să faci liniște? Toată lumea se uită! Nu-mi pasă! Trebuie să vorbesc cu Iisus! Iisus! Ai milă de mine! Ai milă de mine, Iisus! Iisus! Trebuie să-ți vorbesc! Iisus! Iisus! Ce vrei să-ți fac? Învățătorule, să-mi capăt vederea! Credința ta te-a mântuit. Capătă-ți vederea!
pot să vând! Cum se poate? Voi fi vindecat, știu! Doar lasă-mă să fiu acolo când va trece Iisus! Nu vezi? Iisus este Mesia! Pot să văd! Deodată, în mod ciudat, tot ce văd e altfel. De ce lucrurile pe care le-am agonisit nu mai par așa atrăgătoare? De ce aurul pe care l-am adunat își pierde strălucirea? Ce sunt toate astea în comparație cu bogățiile de sus? Ce sunt astea în comparație cu mila și iubirea? Dar ce-mi va mai rămâne dacă renunț la toate acestea? Ce sunt eu fără aceste lucruri prețioase cu care mă laud? Iisuse, cuvintele și minunile tale m-au adus în genunchi. Ajută-mă, vindecă-mă, te rog, te rog. Cine e acela? Oh, seamănă cu Zacheu. Vameșul? Ce face sus acolo? Probabil spionează pentru romani. Zacheu? Da. Zacheu, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Vrei să zici că tu ai intra în casa mea? Nu, nu sunt vrednic să intri în casa mea. Învățătorule, sunt un păcătos. Învățătorule. Vino. Nu am venit în această lume pentru cei neprihăniți, ci să caut și să mântuiesc pe cei pierduți. Doamne, jumătate din averea mea eu o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi voi da înapoi împătrit din ce am furat.
Zacheu, astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Mâinile mele care erau pline, acum sunt goale. Inima mea care era goală, acum este plină. Plină, dă pe din afară. Comoara mea se înmulțește acum, când las în urmă toate acestea. Mintea mea care era frământată, acum este liniștită. Sufletul meu pe moarte, acum este viu. Iubind și trăind, în sfârșit dăruiesc. Iar dăruind, dobândesc. Dobândesc viața veșnică. În sfârșit, comorile mele sunt în siguranță. Cu Domnul și Mântuitorul meu îmi pun încrederea în El. Viață, viață veșnică, comorile mele nu vor pieri niciodată. Bogățiile lui Hristos nu le voi pierde niciodată. Îmi pun încrederea în El. Strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina, și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în ceruri, pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră.